Dacă în ultimele două zile am resimțit efectele cutremurului din sud-vestul țării, cercetătorii de la Institutul de Fizică a Pământului spun că și Hunedoara are o bogată activitate seismică, zona Hațeg fiind considerată una activă din punct de vedere seismic. Chiar dacă cutremurele au fost de suprafață și de intensitate medie, hunedorenii le-au simțit și aproape că s-au speriat foarte tare. Ce trebuie să faceți în cazul unui cutremur, aflați în momentele următoare. Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică, liniștiți și pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii și femeile. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, ambulziala, iar dacă este posibil, deschideți ușa locuinței spre exterior pentru a preveni blocarea acesteia în vederea evacuării după terminarea mișcării seismice. Nu alergați în stradă. Atenție, scările sunt elemente de construcții foarte sensibile și chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilației seismice este extrem de periculoasă. Afară sunt multe alte riscuri, rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot accidenta. Protejați-vă sub o grindă, toc de ușă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte. În lipsa unor astfel de posibilități, vă puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi și coate, cu fața în jos, iar cu palmele împreunate vă veți proteja capul, ceafa, iar cu antebrațele pe lateral corpul. Dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți mai repede, iar dacă a luat foc ceva, interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic. Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de obiectele care se pot prăbuși în stradă.